Vești bune de la Ministerul Sănătății. Proiectul prin care Consiliul Județean își propune să extindă și să modernizeze de la temelii unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean a primit avizul autorităților centrale. Secția este una dintre cele mai aglomerate și contestate uneori de pacienți din cauza lipsei de personal, a sălii de așteptare care se întinde pe o suprafață mult prea mică, precum și a dotării deficitare. Vrem să facem extinderea OPU și practic reabilitare totală și mă refer la unitatea de primiri urgențe de la Spitalul Județean. Avem un studiu de fezabilitate făcut. Am fost declarați eligibili de către Ministerul Sănătății și Ministerul Dezvoltării ca să reabilităm pe fonduri europene. Deci se va reabilita și extinde unitatea de primiri urgențe pe fonduri europene. Odată avizat de Ministerul Sănătății, proiectul urmează să intre în faza de licitație. Va fi implementat prin intermediul fondurilor europene, iar termenul de realizare a investiției este relativ scurt, până în 2019. Fără că se va extinde și reabilita, va fi și utilat cu aparatură modernă medicală. Un termen rezonabil? Termenul rezonabil este până, pentru că sunt procedurile care se fac după ce se vor face proiectare așa mai departe, va fi perioada de licitație, deci termenul este foarte clar, până la sfârșitul anului 2019. De ce? Pentru că exercițiul financiar este 2014-2020 și asta e procedura pe fonduri europene. Clădirea unității de primiri urgențe ar urma să se extindă spre parcarea din interiorul Spitalului Județean Buzău și către sediul Serviciului de Medicină Legală. Conform proiectului, UPU va beneficia de circuite care să permită accesul direct către secțiile esențiale ale unității spitalicești, respectiv ATI, chirurgie sau radiologie.